Una dintre vulnerabilitățile demne de luat în seamă în caz de avarii sau catastrofe naturale este și capacitatea sistemului de asigurare a unor rezerve de apă potabilă la unitățile sanitare. La Roman, conform declarațiilor conducerii Spitalului Municipal de Urgență Roman, unitatea sanitară are asigurată apa necesară funcționării normale a secțiilor pentru 24 de ore, în cazul clădirii spitalului din strada Tineretului. La avaria din 3-4 iunie, rezervele de apă ale Spitalului Nou s-au terminat în seara zilei de 3 iunie, în jurul orei 19, când a apărut necesitatea alimentării cu apă din cisternele Inspectoratului de Stat pentru Urgențe. La nivelul Spitalului Nou avem o rezervă de apă, o rezervă de 40 de tone, care ar trebui să țină 24 de ore, dar aici variază în funcție și de consumul de apă. În ziua de sâmbătă, când a fost luată apa, a fost situația critică prin lipsa apei la nivelul întregului oraș. La spital a intrat, la Spitalul Nou a intrat în funcțiune acea rezervă de apă. Nu au fost probleme până în jurul orei 19, când deja cantitatea de apă din rezervor era spre scăzuse și atunci sunase și domnul primar Lucian Micu să întrebe de cum stăm cu apa la spital, sunase și domnul doctor Morențiu, directorul de la DSP Neamț, tot la fel să știe care e situația cu apa. Spitalul Roman, ca și orașul, a fost alimentat cu apă potabilă din cisterne aduse de către Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență, distribuită în cele trei corpuri de clădire ale unității sanitare situate în strada Tineretului și strada Speranței. Au vorbit cu cei de la pompieri și ne-au trimis autospecialele cu apă. La Spitalul Nou, inițial, au fost aduse autospeciale cu câte 7 tone fiecare, în total 14 tone de apă. Și la Spitalul Vechi, o autospecială cu apă 7 tone. La Spitalul Vechi, noi avem unde este pediatria și infecțioase. La DMC de la pediatrie avem un rezervor de apă și atunci când a fost luată apa, acel rezervor era plin cu apă și au putut să-și facă tot ce au avut nevoie cu apa din rezervorul respectiv, iar autospecialele când au pus apa au pus și niște butoaie, tocmai pentru dacă tot au venit și mai rămăsese, să avem pe ce pune mâna în caz că era nevoie de mai multă apă. Cum problema a fost remediată până dimineață, n-a mai fost nevoie de alte autospeciale cu apă potabilă. La psihiatrie s-au descurcat, nu este nicio rezervă cu apă, dar s-au descurcat fiecare. Au luat, din câte am înțeles, din familie, s-au dus din familia celor care lucrau salariați, au luat de la nu știu ce pomp, de la izvor. În bugetul anului 2017, spitalul are prevăzute fonduri pentru o nouă investiție în ceea ce privește mărirea capacității de aprovizionare cu apă potabilă a corpului principal din strada Tineretului de la 24 de ore la 72. Noi am avut să avem anul ăsta, partea a doua de la proiect, să avem o rezervă pe 72 de ore. Ceea ce a fost făcut anul trecut a fost doar pe 24 de ore, urmând ca anul ăsta să finalizăm pentru cele 72 de ore, dar la Spitalul Nou. La fel trebuie să facem și pentru Spitalul Vechi. Probleme există și în ceea ce privește alimentarea cu apă a policlinicii, în care funcționează nu doar cabinetele private, cabinetele spitalului, computerul tomograf al unității, ci și spații destinate funcționării birourilor Direcției de Sănătate Publică Neamț. Probabil că aceste probleme vor putea fi rezolvate odată cu reabilitarea clădirii, care se va face în anii următori, ținând cont de faptul că anul acesta primăria a comandat doar un studiu de prefezabilitate.